Cea de-a 10-a ediție a festivalului Săptămâna Teatrului Tânăr, organizată la Teatrul George Ciprian, s-a dovedit a fi un real succes. În cele 8 zile de festival au fost 2000 de spectatori care au trecut pragul teatrului. Iubitorii de teatru au avut parte de o săptămână culturală în care au avut ocazia să asiste la spectacole care i-au provocat să exploreze diferite universuri artistice, să analizeze alături de actori teme dificile și subiecte grele. Festivalul s-a încheiat sâmbătă cu festivitatea de premiere într-o atmosferă cu totul specială. De desemnarea câștigătorilor s-a ocupat un juriu internațional de profesioniști și un juriu de amatori, format din liceeni și studenți pasionați de arta teatrală. Astfel, au fost acordate 3 premii, 2 dintre ele fiind câștigate de Teatrul Maria Filoti din Brăila și unul de Teatrul Dramatic Fanny Tardini din Galați. Trofeele special realizate pentru Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr au fost realizate de artistul Ionuț Marin Mota. Cel mai bun spectacol a fost desemnat Naufragiat de Donald Margulies, în regia lui Andrei Huțuleac, o producție a Teatrului Maria Filoti Brăila. Acest spectacol a dat și cel mai bun actor, Ciprian Chiricheș, pentru rolul Luis de Rougemont. Oana Mogoș a fost desemnată drept cea mai bună actriță pentru rolul Emma din spectacolul Vrabia, o producție a Teatrului Dramatic Fanny Tardini din Galați. Ultima zi a evenimentului a oferit publicului 2 reprezentații prezentate de tinerii buzoieni, Copiii răi de Mihaela Mikhailov, susținut de trupa de la Palatul Copiilor Buzău, coordonată de Adrian Constantin, și Sectorul S de Emanuel Pârvu, prezentat de trupa 3,14, coordonată de Dan Solcan. Cele 2 spectacole au primit rânduri de aplauze puternice la final, încununând această ediție Săptămâna Teatrului Tânăr. Săptămâna Teatrului Tânăr a 100 de voluntari provenind de la licee din Buzău, peste 70 de artiști invitați, 7 producții invitate de la instituții de spectacol din întreaga țară, 2 spectacole ale elevilor buzoieni și un curs de consiliere în carieră pentru adolescenți. Festivalul a fost organizat de Teatrul George Ciprian Buzău cu sprijinul Consiliului Județean Buzău.